Hai, salut, eu sunt Gabi de la Fairy Games TV și în etapa a 10-a avem acasă cu voluntari. Dăm deja start match, vedeți echipa de start cum arată, dar înainte de a începe meciul v-aș ruga să apăsați și voi pe butonul de like, share, subscribe, pentru că mă ajută și pe mine foarte mult, cât și pe voi să vedeți mai mult conținut EA24FC. Uite suporterii cum se strâng, așa, hai Dinamo! În câteva momente va începe și etapa a 10-a. Și n-avem cum să nu câștigăm etapa asta, pentru că dacă nu câștigăm, vom merge în B. Dar etapa 10 a început cu voluntari având prima lovitură a deschiderii meciului și o să fie o etapă iarăși foarte grea, pentru că dacă nu câștigăm, o să fie de ce în ce mai rău pentru Dinamo. Dar văd că deja Dinamo este în atac cu prima ocazie și... Aoleu, prima bară și dăm pe lângă cu Ovidiu Popescu. La cum se vede deja, prima etapă. Speram că o să avem noroc în meciurile viitoare, că în prima etapă am și câștigat, după a urmat în declin în curtea lui Dinamo, deci trebuie să câștigăm măcar 1-0. Că dacă vom câștiga, o să avem șanse foarte mari de a urca deasupra locurilor retrogradabile, pentru că Rareș Pop este în atac și pregătește șutul, dar ratează și cu echipierul lui deschide scorul minutul 9, unde Dinamo în groapă conduce pe FC Voluntari cu scorul de 1-0 și bucuria fanilor alb-roșii este binevenită. Ia frumos aici reluarea. O respinge frumos cu echipierul. Îndeplinește o simplă formalitate de a împinge mingea în poartă. Și cum vedeți și voi, scorul este de 1-0 și Feri este mândru. Spaniolul ăsta deschide scorul, deci e o etapă cu multe surprize, presupun. Deci, haide să stăm geană pe acest meci și vedem ce se întâmplă. Și în voluntari, ieși! Bă, ce mă fentă aici. Dacă ieșea puțin mai rău, o lua. Da. Se sperie portarul meu, dar nu e problemă, pentru că minutul 10, cred că e, că următoarea fază și al meu se opri. Ia uite, ce se întâmplă. E greu. Bun, hai să continuăm. Minutul 15 deja. Op. Da, și eu, bă, că nu e Abdalah pe teren ca să fac chestiile astea. E Pop. Rareș Pop, dacă nu mă înșel. Dar nu contează, pentru că Dinamo are stofă de primele 6 în clasament, dar din păcate clasamentul este înșelător. Pregătim șutul și nu mai vine. Va trebui să recuperăm rapid. Haide. Ai, boiar, din nou! Ieși! Bă, veretă încolo! Etapă de rahat să moară măsa! Nimic nu faceți! Bă, slabi sunteți, bă! Asta e, mergem în B! Ia uite cum aleargă-i mei, bă, să mor eu! Hai, du-te! Bine, n-ai viteză, te duci, că te duceai. Bine, mă, 2-2! Bravo! Primul gol pentru... Nu știu cine marcă gol, dar e primul gol. Pop! Bravo, Pop! Hai cu mai multe goluri, Pop! Hai, fii tu eroul lui Dinamo în această seară magică de 7 ianuarie... în viața reală și adu-te victoria, că e greu.
E greu, e greu. Nu-i lăsa să dea. Bravo! Bravo! Așa, cu posesie, pase. Du-te, Pop, din nou. Bravo, Pop! Du-te, Pop! Hai, Pop! Pregătește șutul, Pop! Nu mai pregătește șutul, Pop. Kellen, Pop. Of, of, of. Am și răgușit de la etapele astea. Ia, yeah. Uite ce face Pop, bă. Bă, roșu! No! Mi l-a rupt pe Pop. Bă, și galben! Bă, iar facem schimbare vere, ia. Bă, bă, ce bă, bă, iar rămân fără atacanți vere, că ăștia sunt prea șmecheri și mi-i rup. Ce nesimțiți, bă. Bă. Dar înainte de a bate lovitura liberă, o să facem schimbare, pentru că nu. A, nu se rupsă. O, e perfect. Ia. Nu știu dacă bate ceva. Aha. Abia nu mai băteam. Nu concep să fie egal în etapa asta. Ia, Rareș Pop? Pop se desprinde cu golul numărul 3 al lui Dinamo în etapa 10-a și fanii dinamoviști sunt în delir. Bravo, tată, dacă muncești în locul lui Abdallah în echipă. Bravo! Ia, frumos, așa, pe lângă fentare. Op, frumos, gol din alunecare pentru Rareș Pop. Bine, cred că e Rareș Pop acum. Ia, bă, cum s-a aruncat să marcheze, bă, nebunul ăsta, bă. Ok, sunt curios, Pop și mai cum? Doar Pop. Ok. Bă, nu știu cine e Pop ăsta, ori Alexandru, ori Rareș. Dar sper că e Rareș. Văd că scrie decât Pop sus. Bă, Pop, nu știu cine e Pop. Ia, ce scăpai aici. Hop, cu capul, hop. Bă, etapa asta e... Cred că se vor lăsa cu multe goluri. Ia uite, iarăși Pop. Bă, Pop, bă. Ia, Pop. Bă, ce le dă Pop, bă. A, urată. Urată Pop? Da, bă, urată Pop, bă. Și-a crezut că dă hat-trick cu Pop. No, e urată. Ok, urată Pop. Dar nu e problemă, Pop. De ce vorbesc cu Pop în etapa asta? Nu știu, Pop. Ok. N-ai cum, bă, să-l înviși pe portarul meu de la distanța aia, ești nebun. Și-o dau pase foarte prost la mine în careu. Noroc că am fundași care stau cât de cât. Doar văd că deja s-a terminat prima repriză din etapa a 10-a și Rareș Pop până acum este eroul lui Dinamo. Repriza a doua cred că se anunță și mai incendiară decât prima. Revenim. Repriza a doua a început cu Dinamo în atac. Bine, nu mai atacă pe durare și Pop mingea. Dar recuperăm. Și iarăși Pop. Ia uite, bă! 4-2, minutul 48. Se pare că era nevoie de atât de multe înfrângeri și egaluri în care Dinamo să se trezească și conduce pe voluntari cu 4-2. Incredibil așa ceva. Și suporterii, după cum ați văzut și în tribune, vor fi răsplătiți. Asta dacă nu se întâmplă ceva din partea jocului. Trăim și-o în vedea. Dar vedem cum se termine pe etapa și s-ar putea ca Dinamo să-și pună candidatura pentru primele locuri, chiar dacă e pe locul 12. Și
avem nevoie de acest succes ca să speriem celelalte echipe, ca să ne ia și pe noi în considerare că până acum ne-au înfrânt, ne-au distrus, ne-au făcut egaluri, ne-au încurcat, dar se pare că ne-am trezit și Rareș Pop iarăși este la minge, pregătește șutul și Rareș Pop din nou marchează. Bă, ce se întâmplă cu Rareș Pop? Vrea să fie starul lui Dinamo și se are toate șansele să facem un cuplu de atacanți cu Rareș Pop și Abdallah. Se pare că vom speria campionatul când își revine Abdallah, împreună cu Rareș Pop și Abdallah. O să fim o echipă de luat în considerare, că altfel nu se poate așa. Și Feri este ultra fericit. Boa, ce dă Pop, 5-2 pentru Dinamo. Și tocmai etapa 10-a. Se vede că Dinamo s-a trezit la realitate să joace fotbal. Și asta nu are decât să mă bucure că ne-am trezit. Ia, iarăși Rareș Pop. O scăpă Rareș Pop. Băi, bine, sper că e Rareș Pop, să nu mă prostez dracu pe aici, că ar fi urât. Să zic că e Rareș Pop dacă încolo e altul. Ar fi urât din partea mea. Dar sper să nu mă fi încurcat la Rareș Pop. Dar de ce e zic Rareș Pop? Pentru că nu știu că dacă e Rareș Pop sau e altul Pop. Dar eu o să merg pe Rareș. Op, nu treci de mine aici. Bravo! Hai, din nou un atac. Să mai creștem și noi în golaveraj. Popescu! Ia, offside. Offside? Vadim Rață iese și intră ăsta, care nu știu cum îl cheamă, dar o față zici că e robot. Nu, intră Rață și ieși Cropa, dacă citi bine. Că, na, s-a mai întâmplă. Uite-l pe Pop, bă, ce face, bă. Ia Pop, din nou marchează. Și Pop, da, din nou marchează, 6-2, minutul 68 pentru Dinamo și cred că etapa asta deja este câștigată. Dinamo rămâne cu cele 3 puncte în groapă și voluntarii pleacă în frântă. Nu ar ce să se mai întâmple în această etapă ca Dinamo să mai piardă victoria. Deci putem lua deja în considerare că Dinamo are 10 puncte în clasament. Măi, de viața mea ce făcut Rareș Pop. Rareș, bă, sper că e Rareș Pop, că nu vreau să fie urât. Ia, iar Pop la minge. Da, pierde Pop. Nu-i problemă Pop, bravo Pop. Ai marcat deja vreo 4 goluri, dacă nu mă înșel. Și dacă continui așa, ești bun. Ce? Bă, trebuia să o lași, că era... Opa! Opa! Ia, ce-a făcut jungle? Out, out. Vezi dacă ești fără bucă. Oprești golul 7, dar l-a arăt roșu. Hai, pregătim așa un șut la mișto. Bă, ce s-a aruncat? Matricard de la cartonașul roșu, metrul 7-7. Și voluntari este, după ce că e condusă cu 4 goluri avans, mai joacă și în 10 oameni, deci o misiune practic imposibilă de a reveni în acest meci să scoată măcar un egal. Sau de ce nu victoria? Deci nimic nu se mai poate întâmpla în această etapă ca Dinamo să nu câștige. Mai sunt 10 minute cu tot cu prelungire undeva la vreo 13. Și deja nu văd bine. Ia, ops, asta e offside. Bun? Roșu. A, era sigur că pierminea nu e problemă. O, mă fenta aici frumos, dar nu se mai întâmplă nimic. Repet și o spun până la finalul etapei că nimic nu se mai întâmplă.
Aia am intrat la 87. Deci nimic, nimic. Acum puteți să țineți de minge cât vreți, că nu mă pasionează. Exact ce ziceam. Chiar dacă marchiați, chiar dacă nu, tot înfrângeți. Înfrângere o să aveți. Degeaba faceți, bă, schimbare, bă. Deci chiar seamănă cu Yannis Hagi în tinerețe. Da, o să mai forțăm și noi să mai marcăm golul 7 prin Ovidiu Popescu. Se întâmplă și se întâmplă 7-2, minutul 92. Cred că deja e ultima fază. Octavian Popescu pune cireașa pe tort, cum se face la Dinamo. Și după cum v-am spus, suporterii în delir. Octavian Popescu, priviți și voi golul ăsta. Ce să pot să mai zic? Victorie clară pentru Dinamo. Bravo, Feri! Bravo! Și asta a fost ultima fază, exact ce ziceam. Gol la ultima fază pentru Dinamo. Dinamo a câștigat așa, în sfârșit, în etapa 10-a, al doilea meci din acest sezon. Alexandru Pop, bă, ce ziceam? Bă, îmi cer scuze, de fapt era Alexandru Pop. Asta a fost etapa 10-a, Dinamo victoriasă prin acest om. Și până data viitoare la un alt episod din carieră cu Dinamo, hai cu mai multe victorii la Dinamo.